Cartea Evangheliștului Matei, capitolul 16, cu versetul 24, să ascultăm cuvântul Domnului care spune: Atunci Iisus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde, dar oricine va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului ar să vină slava Tatălui Său cu îngerii Săi și atunci va răspăti fiecăruia după faptele Lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția Sa. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Iubiții mei, frați și surori, mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Mulțumim că Dumnezeu ne-a binecuvântat cu putere de a ajunge aici la dumneavoastră, voi de aproape, noi mai de departe, și ne-am întâlnit aici la Casa Domnului pe munte, la Muntele Sionului. Domnul să ne binecuvinteze! A fost dorința noastră de mai mult timp să venim la dumneavoastră, pentru că ne-am simțit datori, frații de aici, împreună cu tinerii de aici, ne-au vizitat foarte mult. Și acum a sosit rândul nostru să venim în seara aceasta la dumneavoastră. Domnul să ne binecuvinteze și să nu uităm un lucru, că pe noi toți Dumnezeu ne-a înfrățit în Golgota prin Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Amin. În seara aceasta am auzit cântări spre slava Domnului, am auzit corul cântând, orchestra lăudând pe Domnul și este bine să fim în casa Domnului. Așa a spus ucenicii într-o împrejurare când erau pe munte cu Domnul Iisus, când Domnul s-a schimbat la față și acolo era o strălucire nemaipomenită și Petru a luat cuvântul și a spus: Doamne, este bine să fim aici, să facem aici trei colibe, una pentru Tine, una pentru Moise și alta pentru Ilie. Frați și surori, noi suntem în casa lui Dumnezeu și timpul trece așa de repede când ești în prezența Domnului, când ești preocupat de lucrarea Domnului, când ești pe verticală cu Dumnezeu. Dar atunci când stai pe bancă și te gândești că acasă ai lăsat unele lucruri sau te frământi cu ziua de mâine, dar în seara aceasta Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să luăm seama la cuvântul Domnului. Un cuvânt care ne vizează pe fiecare dintre noi. Vorbeam cu fratele Trifan și chiar mă uitam pe programarea dumneavoastră în seara aceasta, aveați o altă temă din capitolul 14 din Ioan, despre calea, adevărul și viața. Ați avut în luna aceasta metafore despre Domnul Iisus Hristos, cum Domnul este păstorul cel bun, cum Domnul este ușa oilor și așa mai departe. Dar în seara aceasta, cuvântul Domnului se adresează la fiecare dintre noi. Vorbea Domnul atunci cu ucenicii Săi și spunea, atunci Iisus a zis ucenicilor Săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Dacă voiește cineva. Nu e obligație pentru nimeni. Și cuvântul Domnului m-a uitat în Psalmul 34 cu versetul 8, un cuvânt care spune: Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Nici de cum nu spune, haideți dintr-o dată și mâncați. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și cu Domnul Iisus Hristos spune ucenicilor, dacă voiește cineva să mă urmeze. În seara aceasta, cuvântul acesta se îndreaptă spre fiecare dintre noi. Dacă voiește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. M-am uitat și m-am oprit asupra versetului 26 care spune, și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul, sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său. Mi-aduc aminte din cuvântul Scripturilor, în Psalmul 42 spune cuvântul Domnului despre fiul lui Core. Și spune cuvântul Domnului cu versetul 1. Când dorește un cerc izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Versetul 2. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, când mă voi duce și mă voi arăta înaintea lui Dumnezeu. Probabil că în viața fiilor lui Core
a fost o apropiere de Dumnezeu și poate dintr-o dată s-au depărtat într-un fel oarecare. Apoi, când s-au întâlnit din nou la casa lui Dumnezeu, când au avut părtășie cu Dumnezeu, eu spus lucrurile acestea, cum dorește un cerb izvorul de apă limpede și curat, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Oare pentru noi în seara aceasta îl dorește sufletul nostru pe Dumnezeu așa cum dorește un cerb izvorul de apă limpede? Poate că ați văzut la televizor sau CD-uri cu animale, cu acești cerbi care nu beau apă din orice baltă, ci caută apele limpezi și curate. Fie ca în seara aceasta, fiecare dintre noi să căutăm pe Dumnezeu, să căutăm cuvântul lui Dumnezeu și să-L dorim, pentru că sufletul nostru dorește lucrul acesta, fie binecuvântat în numele Domnului nostru. Frați și surori, m-am uitat în cuvântul Domnului la trei categorii de oameni în care vorbește despre sufletul său, pentru că noi, ca și oameni, suntem făcuți din parte materială, din lut, din pământ. Apoi, suntem compuși din partea spirituală și deseori partea aceasta materială, partea aceasta care se vede, vrea să treagă înspre ea partea din lăuntru, partea sufletului. Și m-am uitat în cuvântul Domnului la o persoană, la un om care își chinuiește sufletul lui neprihănit. Vreau să citim cuvântul Domnului din cartea 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 8, care spune versetele următoare. 2 Petru, capitolul 2, cu versetul 8. Căci neprihănitul acesta, adică Lot, care locuia în mijlocul lor, își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptele lor nelegiuite. Poate că în seara aceasta ne vom regăsi dintre noi în predica care voi spune în seara aceasta. Amintiți-vă de Lot, care era nepotul lui Abraham, și spune cuvântul Domnului în cartea Genesa că aceștia erau împreună, unul legat de altul. Și spune cuvântul Domnului că li s-au înmulțit turmele și s-a iscat o neînțelegere între păzitorii vitelor. Și spuneau, așa nu se mai poate, noi trebuie să ne despărțim. Și Avram i-a dat întâietate nepotului său și a spus, auzi, nepoate, eu te-am luat cu mine în călătoria aceasta pe care o avem de-a face, dar nu este bine să fie ceartă între noi. Dacă tu iei la stânga, eu o iau la dreapta. Iar dacă tu iei în jos, eu o iau în sus. Și Biblia, cuvântul Domnului, spune că normal era că Lot să-i dea întâietate unchiului lui său Avram. Dar Avram, prietenul lui Dumnezeu, i-a spus, alege tu mai întâi. Și Lot s-a uitat spre câmpie, spre Sodoma, spre Gomora și s-a întins corturile până acolo, încât a locuit în cetățile acestea. Iar Avram a rămas credincios lângă Dumnezeu și a rămas pe munte. A rămas aproape de Dumnezeu. Și Biblia, cuvântul Domnului, spune despre omul acesta, așa cum am citit din cartea 2 Petru, că omul acesta, Lot, neprihănitul Lot, acolo, în Sodoma și Gomora, își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea. S-a făcut vecin cu unele case care în stânga era numai în jurături, în dreapta erau alte lucruri murdare și el își chinuia în fiecare zi sufletul lui neprihănit. Dumnezeu să se îndure de noi și să ne ajute să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Noi locuim în lumea aceasta, iar Domnul spune în cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 17, rugăciunea domnească, nu mă rog să iei din lume, ci acolo în lume, acolo între oameni să-i păzește cel rău. Domnul să ne binecuvinteze. Să rugăm pe Domnul ca să ne păzească și să ne ocrotească. Vreau să trec mai fugitiv peste textele acestea, pentru că sunt foarte importante. Am găsit un al doilea om care își pierde sufletul. În cuvântul Domnului spune în cartea Evanghelistului Luca, în capitolul 12, cuvântul Domnului spune despre unii din mulțime că au venit la Domnul Iisus cu problemele lor pământești și Domnul a spus,
cine m-a pus pe mine păzitor între voi? Și a dat întâmplarea aceea cu acel om bogat care îi rodise țarina. Și spune cuvântul Domnului că omul acela, probabil că era tânărul bogat, care a spus, îi rodise țarina foarte mult și a spus, ce am să fac? Îmi voi striga ambarele și voi face altele mai mari. Și voi zice sufletului meu, ascultați bine, suflete, ai multe avuții, acum mănâncă, bea, veselește-te, odihnește-te, că ai multe avuții strânse pentru mulți ani. Și ascultați ce spune cuvântul Domnului, Luca, capitolul 12, cu versetul 19. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Semnul întrebării. Unii spun că nebunii sunt la spitale, dar m-am uitat în cuvântul Domnului în Psalmul 14 cu versetul 1. Ascultați un cuvânt minunat și foarte important. Spune, nebunul zice în inima lui, nu este Dumnezeu. S-au stricat oamenii, fac fapte urâte. Nu este niciunul care să facă binele. Omul acesta a crezut că dacă a strâns multe avuții, dacă a avut multe roade pe pământul acesta, a spus sufletului său, suflete, ai multe avuții. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar o vorbă din cer, de la Dumnezeu, i-a spus, nebunule, chiar în noaptea aceasta, ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai strâns ale cui vor fi, Domnul să se îndure de noi. Domnul să aibă milă de noi. Pentru că sufletul nostru nu se hrănește cu bucate care strângem de pe pământul acesta, ci sufletul nostru se hrănește cu post, cu rugăciune, cu cântare de laudă, a merge la spital în vizită. Acestea sunt, este hrana cu care se hrănește sufletul nostru. Și mă rog Domnului ca Domnul să se îndure de noi și să ne ajute să-L cântăm pe El în orice vreme și lauda Lui să fie totdeauna în gura noastră, binecuvântat să fie Domnul. Apoi, m-am uitat la un alt om care își mântuiește sufletul. Dacă în prima fază am văzut cu omul acesta Lot, care în fiecare zi își chinuia sufletul, al doilea, omul acesta care își rodise țarina mult, își pierde sufletul. Pentru că nu-L recunoaște pe Dumnezeu. Pentru că nu-L acceptă pe Dumnezeu în viața lui. Acesta își pierde sufletul. Iar un altul care își mântuiește sufletul, îl găsim în cartea Evanghelistului Luca, capitolul 19. Știți cu toți întâmplarea aceasta când Domnul, împreună cu noroadele, trec prin cetatea Ierihon și în cetatea Ierihon este un om acolo, mai marele vameșilor, cu numele de Zacheu, care își ia timp liber, își ia o zi de la serviciul lui și vrea să se întâlnească cu Domnul. Vrea să aibă, nu numai să îl vadă pe Domnul, și-a pus el în gând și s-a urcat într-un dud în drumul lui și spune, de aici cu adevărat îl voi vedea pe Domnul, îl voi vedea față în față. Dar spune cuvântul Domnului că Iisus, capitolul 19 cu versetul 5, Iisus când a ajuns la locul acela și-a ridicat ochii în sus și a zis, Zacheie, dă-te jos de grabă, căci astăzi vreau să intru în casa ta. Oare de câte ori Domnul n-a vrut să intre în casele noastre și a spus, Daniele, Ioane, oricare ai fi, oprește-te din drumul tău, căci astăzi vreau să intru în casa ta, astăzi vreau să rămân în casa ta. Și ascultați mai departe ce spune cuvântul Domnului. Zacheu s-a dat jos în grabă și l-a primit cu bucurie. Când a văzut lucrul acesta, toți cârteau și ziceau, a intrat să găstuiască la un om păcătos, dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva, cu ce vă mai dau înapoi împătrit? Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este Fiul lui Avraam, pentru că Fiul omului
A venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut, slăvit să fie Domnul. Amin. Un om care își mântuiește sufletul, un om care îl primește pe Domnul Iisus în viața lui și dacă, chiar dacă a avut buzunarele pline cu bani, chiar dacă el a avut foarte mulți bani care i-a năpăstuit pe unii dintre oameni, a venit înaintea Domnului și a spus, Doamne, iată jumătate din averea mea o dau săracilor. Dacă am năpăstuit pe cineva, îi voi dă înapoi în împătrit. Atunci când te întâlnești cu Domnul, atunci când ai o întâlnire personală cu Dumnezeu, nu mai ține cont de ceea ce ai adunat, de ceea ce ai, numai să-L primești pe Domnul. Și cuvântul Domnului spune în versetul 10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. M-a găsit și pe mine, te-a găsit și pe dumneatale oricare ai fi în locul acesta. Și El vrea să fim odată pentru totdeauna cu Domnul. Este foarte important să ne câștigăm sufletul nostru pe pământul acesta pentru Dumnezeu. Pentru că o cântare cântăm noi. Există după moarte o veșnicie. Există după moarte un nesfârșit. Un nesfârșit de chin sau bucurie. Depinde cum aici pe pământ ai trăit. Domnul să se îndure de noi, să ne binecuvinteze și să ne ajute să călătorim pe drumul acesta cu Dumnezeu. Au fost oameni ai Scripturii care au umblat cu Dumnezeu și n-au obosit. Îl găsim pe Enoch care a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și n-au obosit. Și într-o zi Dumnezeu mi-a fost greu să-L ia la el acasă pentru că a umblat cu Dumnezeu. Avem înaintașii noștri care n-au umblat pe pământul acesta și n-au fost în viața lor numai flori pe cale. Și au fost și lacrimi amare, au fost și dureri, au fost și încercări, pentru că așa este pe calea aceasta. Rog Domnului ca Domnul să ne îmbrădicească și să ne ajute să umblăm calea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că, așa spune în cartea Evanghelistului Ioan, capitolul 14, eu sunt calea, adevărul și viața, Domnul fie binecuvântat. Eu spuneam într-o împrejurare, Ioan, capitolul 23, cu versetul 10, spune omul acesta, după toate tragediile care au venit în viața lui, după toate încercările, spune el, dar el știe ce cale a urmat. Și dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca și aurul. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute să fim și noi aur curat pentru Domnul. Rog Domnului ca Domnul să vă binecuvinteze și să ne întărească Dumnezeu și să ne ajute că într-o zi să ne bucurăm cu Domnul nostru Iisus Hristos în glorie, în slavă. Fie binecuvântat numele Domnului. Pentru că timpul trece așa de repede, eu să vă aduc un salut pentru dumneavoastră din cartea Deuteronom, capitolul 13 cu versetul 4, care le vorbea atunci poporul lui Israel și astăzi ne vorbește și nouă și spune, voi să mergeți după Domnul Dumnezeul vostru și de El să vă temeți, poruncile Lui să le păziți, de glasul Lui să ascultați, Lui să-i slujiți și de El să vă alipiți. Domnul să ne ajute să-i slujim Lui toată viața noastră și El să ne binecuvinteze. Rămân aceste cuvinte și mă rog Domnului ca Domnul să vă binecuvinteze. Vă mulțumim că ne-ați primit cu căldură, cu bucurie, să ne bucurăm în seara aceasta în Domnul și în puterea Tăriei Lui. Amin.